Stau că aici acțiune mare, Vasile. Vine miliția, cred că s-a întâmplat ceva. Vreau să încerc să mă trag cât mai mult în dreapta. No, mai așteaptă un pic, ce să zic. Ulai, vetă, vă grăbiți la Paris. Da, că după aia cred că mai vine și ăla cu alimentarea, cu smurdul, cu toate astea, știi? Mamă, și băieții ăștia, pe frigul ăsta, frate, un grad. E greu, frate, ce vorbești? Nu prea bagă căldură cum trebuie mașina asta, frate, și am dat drumul la Sirocco. Nici nu mă mai gândesc să-i anunț pe ăștia, că tot degeaba-i anunți. Da, le pace. Asta e înghețată. Nici nu-i funcționează dezaburirea și alea, știi? Acolo e ceva. Cine știe? Vreau să pun asta înapoi, nu și acolo. E nasol, mă, cu lucrări și cu din astea, știi? Nu ai ce face. Of, of, of. No, se face o bandă aici, mamă, ce... Bă, frate, acolo e ceva răsturnat, mă. Mamă. Dar cred că de mult nu s-a întâmplat, dacă acum a venit miliția. Merci beaucoup, monsieur. Frate, camion! Doamne ferește, frate! Bă, dar cum s-o fi răsturnat, mă? Hai de capul meu, frate. Săracul, frate. Vezi că e miliția, Valentin, ai grijă. Mama mea, Doamne și păzește-ne pe toți. Doamne și ferește.
Oh, nu pot să cred. O fi căzut de acolo, mă. O mai striga, mă, ce ai? Merg în ce cu atenție. Trecu de tâmpit. Bă, dar cum s-o fi răsturnat ăla, mă, frate? Foaie de puie. A, dar cum ți-ai dat seama să mai muți un pic semnele alea? Oi, mamă, băi, frate, mare atenție trebuie, mă, Doamne și ferește, frate, că o s-o duse rău. Da, mă, trebuie să avem foarte mare grijă, frate. Bă, dar ce țipa ăla? Mafclon! Băi, Mafclon, stai că nu știu, vrei să opresc, să vrei să treci? Mafclon, Mafclon! Pulă-i vetă, Mafclon! N-ai să crezi, Mafclon! Bă, ți-am spus că pe aici e întuneric în țara asta? Să mai zic eu odată. Întunecații. Nu, m-am dus până sus acolo. Și... am văzut că ar fi ceva în stânga loc, știi? Aici n-am loc să mă bag, frate. Dar nu știu acolo dacă pot să fac dreapta. N-o vezi? Numai din astea băgați și arsări, man. Aici m-aș putea opri și m-aș duce la val încolo. Pot să vorbesc acum, că încerc să parchez imediat. Dacă suni odată și nu răspund, ai răbdare. O fi mai bine să mă urc pe trotuar sau nu? Da, cred că nu. Aici or să facă ăștia parking. Corect? Da, dimineață. Aici este cur... Ana, ia lu' ăsta, mă. Ia fi atent. Și vreau să aud că ai probleme. Întrebi, frate, că nu știi, știi? Să dau un stop pe pauză. Ok.
Măcar e liniște, știi? Numai că e destul de riscant, ca să zic așa, știi? Cum procedez eu, pentru că tot timpul umblu la limită, să zic, știi? Închis aici. No! Asta, ui, stau aici. E liniște, o să dorm bine. M-am parcat frumos acolo lângă bordurică. Hai să stingem pe becurile. Și this is it. Trebuie să-i dau aici la ăsta. Close. Oh, nu vor. Hai, no. Pac, auto vehicle, pac. Pac și close. Aushalten. Ăsta îmi trebuie. Aushalten ăsta. N-ai ce face, pentru că cred că mai bine m-aș fi oprit atunci mai devreme, știi? Da, păi nu. Asta, ui. E ok și așa. Să începem cu o pipă și să-l sunăm pe Dorin să vedem ce vrea. Dorin! What is happening? Bă, dar cât e ceasul? 19. La cât închide la Penny Market? Maps. Penny. Închide la 21. Și este ora 19. Ok. Mă simt oarecum responsabil. Ideea e că m-am parcat aici. Nu cred că încurc pe nimeni până dimineață. Și vreau să zic că mă simt destul de responsabil să îți arăt și partea asta, care nu știu dacă o arată toată lumea. Am parcat, am închis, m-am dus jos la Penny, sunt vreo 300 de metri, oricum mișcarea face bine. Am găsit din asta, de la Penny este 1,60 pe acolo. 1,60 cred. Arată chiar foarte ok. Stai să vezi. Vreau să-ți arăt și să-ți detaliez cât mai multe lucruri. Ceva cărniță, a rămas și niște ciupercă pe acolo, ardei, e un fel de supă, ca să zic așa, știi? Cred că ce-a rămas pe la mese, a zis ăla, ia strângem-o tot, aruncă-noală. Ce trebuie să facem cu ele? Facem o conservă la Valentin. Mi-am luat și niște pită din asta să fac sandwich. Pentru următoarele 2 săptămâni cu siguranță credem că nu mai carga niciun magazin. M-a spart de bani. Cât am stat până acum, asta că o să fac calcul și o să-ți spun. Foarte bună. De ce îți arăt toate astea? Pentru că este important să știi toate lucrurile astea. Nu e chiar totul roz, cum pare uneori, dar este frumos. Este ora... locală este ora 20. Până mâine dimineață pe la 7 jumate, cam așa. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Ovidiu. Suntem pe grupul nostru de WhatsApp aici, ne împărtășim care cum putem. Mai sunt și situații din astea. Mănânc, o să las un pic să se aerisească. Fii foarte atent, o să vină iarna probabil. Nu folosi foc deschis în cabină. Nu e ok. Trebuie să faci afară. Chiar dacă-s minus grade, ți încălzești, vii aici, mănânci, pute, aerisești, dai drumul la căldură și te culci.